Noul an școlar a fost întâmpinat și de elevii de la Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu din Caransebeș. Deschiderea s-a desfășurat astăzi în Paraclisul Episcopal Sfinți Împărați Constantin și Elena din incinta seminarului. Momentul festiv a început printr-un tedeum oficiat de preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Ne bucurăm că și în acest an școlar porțile seminarului teologic se deschid larg pentru toți cei care doresc să îmbrățișeze această școală teologică de tradiție, această școală vocațională, care, bineînțeles, îi pregătește pe elevii săi pentru a deveni buni slujitori ai Sfântului Altar și buni pedagogi și dascăli de religie. La eveniment au participat membrii inspectoratului școlar, autorități locale, preoți, profesori, părinți și însoțitori ai elevilor seminariști. Mă bucur că astăzi am asistat la deschiderea liturgică a anului școlar. A fost o manifestare care a fost plină de emoții, atât pentru mine, cât și pentru părinți, elevi. Prezența prea Sfinției sale, Episcopul Caransebeșului și a primarului uh, Caransebeșului au dat greutate acestei manifestări. Vreau să urez cu această ocazie toate urările de bine și de succes pentru elevii Seminarului Teologic uh, din Caransebeș, cu atât mai mult cu cât urmează o perioadă uh, plină de încărcătură emoțională, dat fiind faptul că Aracipul va face evaluarea. Pentru acreditarea acestei unități școlare. Cu această ocazie, a fost vizitat și noul campus preuniversitar, care îi găzduiește atât pe elevii seminariști, cât și pe elevii Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga din Caransebeș. Începem noul an școlar la Seminarul Teologic din Caransebeș, o școală de tradiție a învățământului teologic românesc, cu multă bucurie, cu emoție, cu gânduri frumoase, cu aspirații și așteptări mari care dorim să se materializeze în cadrul activității noastre didactice și spirituale pe care o desfășurăm aici. Sunt foarte bucuros că am ales să urmez această școală vocațională. Pot spune că mă simt ca acasă, chiar dacă am este și îmi va fi dor de familie și nădăjduiesc ca învățăturile preasfințitului Părinte Lucian adresate astăzi să rodească în sufletele noastre. Sunt bucuros că a început noul an școlar și că l-am avut alături pe preasfințitul Părinte Lucian la slujba de Tedeu, Nădăjduiesc ca Bunul Dumnezeu să mă ajute în acest nou început. Institutul teologic înființat de episcopul Ioan Popasu în anul 1876 a fost transformat după 51 de ani de existență în Academia Teologică, funcționând în această organizare până la reforma învățământului din 1948. În anul 1955 a fost trecut la gradul de seminar teologic cu 5 ani de studiu, funcționând fără întrerupere până în prezent.